De teamă să nu piardă electoratul din rândul cadrelor didactice, Florin Cârciumaru spune că va interveni între cele două părți. Cred că se impune în cadrul organizației PSD Gorj, după cele întâmplate, să facem o analiză, să discutăm cu cărțile pe față cu domnul Ișvan, să discutăm cu directorii care reclamă, care au ținut și organizat această conferință de presă, să vedem unde se situează adevărul, să vedem care este adevărul adevărat. Pentru că, separat, dacă stăm de vorbă cu domnul Ișvan, înclin să-i dai dreptate domnului Ișvan. Dacă stăm de vorbă cu directorii și cu cei care sunt nemulțumiți, înclinăm să dăm dreptate celor nemulțumiți. Vreau să organizez o întâlnire cu toți și să particip la această întâlnire conducerea organizației PSD Gorj, ca să lămurim o dată pentru totdeauna aceste lucruri. La începutul săptămânii viitoare, la Târgu Jiu, este așteptat și ministrul educației. Știu că ministrul Pop va trimite la Gorj un corpul de control pe această temă. De fapt, corpul de control a fost de mai multe ori pentru a verifica dacă s-a dat bine sau nu s-a dat bine sporul de calculator. Nu știu rezultatul controlului. Din informațiile pe care le am, știu că duminică, sau mai bine spus luni, va fi prezent la Gorj chiar ministru, dacă se mai menține programul de săptămâna trecută. Deci Ion Ișvan a fost și este susținut de PSD în funcție, deși de la an la an tot mai multe situații de abuz în serviciu ies la iveală.